Materialul este o inițiativă UNICEF pentru conștientizarea importanței sănătății mentale în acest context al pandemiei. Este 2021, aprilie, și sincer să vă spun, dacă m-aș fi gândit acum un an că tot acest context va fi prezent și acum, la 365 de zile distanță, ei bine, mi s-ar fi părut o nebunie. Mi se părea o nebunie și atunci, la început, când auzeam toate acele vești din China și apoi din Italia și cumva, deși citeam zilnic toate știrile posibile, mi se părea că e atât de departe toată această situație și că parcă nu ar putea să ajungă și la noi. Și uite că a ajuns, uite că a trecut un an de atunci și noi încă suntem aici. Dar, ce să zic, mergem înainte, încercăm să ne menținem optimismul, cel puțin eu așa funcționez, așa am încercat să fac și în anul ce a trecut și am încercat cât de cât să îmi adaptez toate activitățile pentru această nouă situație cu care ne-am confruntat cu toții, am încercat să o înțeleg pe deplin, am încercat să înțeleg ceea ce simt și ceilalți și ce nevoi au ceilalți. Și astfel am încercat să fiu așa, on track, cum s-ar spune, să mențin ritmul și până la urmă să-mi continui viața în condițiile actuale. Anul ce a trecut cu toată această pandemie pentru mine a fost și cu bune, dar și cu rele, dar sper eu că toată această întâmplare care s-a întins pe un an, iată, sper să ne facă mai puternici, sper să fi învățat să ne întoarcem la noi, să ne întoarcem la lucrurile mai mici și poate să mai punem un pic stop din tot acest tumult cu care eram obișnuiți în acest secol al vitezei. Cam atât. Sper că anul 2021, nu zic că va fi cel mai bun an din totdeauna, dar sper să fie un an bun și cu multe reușite și doresc tuturor acest lucru. Mai multe detalii despre campania Spuneți Oful se găsesc pe site-ul UNICEF România.